salut în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău, domnul secretar de stat, domnul Mircea Pascăluță, domnul Andras Radu este partenerul nostru Vizier. Estimată audiență, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră, dat fiind faptul că astăzi este o zi foarte importantă pentru Aeroportul Internațional Chișinău. Respectiv, să începem conferința noastră cu oferirea cuvântului partenerului nostru Vizier, domnul Andras, please. Thank you. Thank you for coming. Mr. State Secretary, Mr. CEO, thank you for coming and joining, especially on such a short notice. Let me start with a personal story. I was here 2018, just after I joined the airline, and we're announcing good news. And Wizz Air has been developing for quite a while. And then, unfortunately, the pandemic put a little stop to our development. Mulțumesc pentru că ați venit. Vă mulțumesc, domnul direct, domnul administrator interimar, domnul Pascăluță. Mulțumesc tuturora și vreau să încep cu o mică istorisire. Deci, prima dată m-am aflat aici la Chișinău în 2018, înainte de pandemie. Din păcate, după ce operațiunile s-au stopat. And it's always good to come back to Moldova and especially to Chișinău. Și întotdeauna este bine ca să revin aici înapoi în Chișinău. And when I landed just an hour ago, it was very good to see all the passengers waiting for their luggage, the other passengers actually already boarding, handing in their luggage, and to see how great the airport is doing and how much it has developed recently. Și când am aterizat o oră în urmă, a fost o plăcere pentru mine să văd toate locurile acestea, pasagerii așteptându-și cursele, predând bagajele, primind bagajele, să văd din nou aeroportul și să văd că el s-a dezvoltat între timp. And it's good that Wizz Air is part of this success story, and I want to emphasize right at the beginning that Wizz Air is dedicated to Moldova and we're dedicated to bringing low fares to Moldova. Și îmi pare bine că compania noastră, Wizz Air, participă la această dezvoltare și chiar vreau să accentuez faptul că suntem bucuroși ca să venim și să contribuim la aceasta. And let me give you a quick overview of Wizz Air today. Deci vreau să vă prezint o mică informație despre situația companiei la ora actuală. So Wizz Air has become one of the leading airlines in Europe. With over 800 routes to 200 cities in Europe and beyond, in more than 50 countries. Deci, după cum v-am spus, Wizz Air este o companie lider care la momentul actual are în jur de 800 de rute, aproximativ 200 de destinații și în 50 și mai mult de țări. We have 224 high-tech aircraft in our fleet. 60% of this is the newest technology aircraft, the A321neo. Deci flota companiei consistă la moment de 224 de aeronave de talie înaltă. 60% is 60% din acestea aeronave sunt nave Airbus Neo. And we have over 8,000 colleagues already working for Wizz, so it's a huge company, and it's good to know and good to repeat that we have a lot of Moldovans working for us also in the office and as crew members and pilots as well. Deci, actual, compania înregistrează peste 8.000 de angajați, 8.100, ca să zicem mai bine. Și printre aceștia sunt și cetățenii Republicii Moldova, atât în oficiu cât și piloți. And we flew over 62 million passengers in the past 12 months, which is a huge number. I think we carried Moldova a couple of times in the past year alone. Because we carried so many passengers. În ultimul an financiar am transportat peste 62 de milioane de pasageri. Dacă vorbim de populația Moldovei, deci vă închipuiți de câte ori a fost depășit acest număr. And we have 33 bases where we have aircraft and crew members working in 16 countries.
Și de asemenea mai avem și 33 de baze aeriene amplasate în 16 țări. Let's look at this chart or these charts. And this is important because Wizz Air is one of the most sustainable airlines in the world. Deci vreau să vă prezint această diagramă pe care o vedeți pe ecran, pentru că trebuie să vă spun că Wizz Air este o companie, una din cele mai sustenabile companii din lume. On the left side you can see the decreasing carbon emissions year by year. Deci pe partea stângă puteți vedea descreșterea emisiunii de carbon de la aeronave an cu an. And on the right-hand side, you can see different airlines' carbon emissions compared to Wizz Air's carbon emissions. Deci, iar în partea dreaptă vedeți o diagramă cu emisiile de carbon a Wizz Air, care este cu roz, și celelalte companii, comparativ. So this also means that we pay a lot of attention to sustainability. As I mentioned before, the 60% of our fleet consists of this new technology aircraft, which consumes a lot less kerosene, which pollutes the air a lot less, like 50% less than previous aircraft models. Deci, după cum am spus, compania Wizz Air atrage atenție la sustenabilitate, respectiv, dacă vorbim despre noile tehnologii, 60% din aeronave sunt dotate cu noi tehnologii care permit diminuarea emisiei de carbon. 15% mai jos actual decât cele aeronavele care erau utilizate anterior. And this is not only that we are saying this, but as you can see in the bottom, we have won several awards, independent awards, naming us the global environmental sustainable airline, so the most sustainable airline in the world. Și ca confirmare acestui fapt, vedeți în partea de jos organizații, agenții care atestă independent acest aspect de emisii de carbon și, de exemplu, Global Environmental Sustainability Airline Group a fost denumită compania Wizz Air pentru 2023, World Third Youngest Aircraft Fleet în 2024, Most Sustainable Low Cost Airline în 2024. And let's look a bit to Europe, and I hope you've been flying a lot to Europe this year as well. If you did fly to Europe, to Western Europe especially, then you could see that there were some issues in the flying atmosphere, flying area. Deci să ne întoarcem înapoi la Europa, în special Europa de vest, și deci acolo s-a format o atmosferă specifică legată de zboruri. So capacity in Europe is back to pre-COVID numbers. So 2019 was the all-time high, and now it's more or less 112%, 102% of the levels compared to 2019. Mm-hmm. Deci trebuie să spunem că capacitățile de zboruri s-au reîntors. Cel mai înalt nivel a fost înregistrat în 2019, deci în perioada de pre-COVID, după ce a diminuat, și iată că noi ne-am întors înapoi la aceeași creștere. And while the industry on average is back to 102% only, Wizz Air is 160% to pre-COVID levels or numbers. Și dacă vorbim per general despre Europa, atunci s-a depășit cu 120%, și dacă vorbim de compania Wizz Air, capacitățile au depășit 160%. There were some air traffic control issues across Europe, which limited not only our operations but every airline's operations. Există unele limitări care limitează operațiunile nu numai companiilor, altor companii din Europa, dar și a companiei Wizz Air. There are certain bottlenecks in Europe which didn't help to keep the schedule for all the airlines. Deci există unele
spații înguste care nu permit to keep the schedule, onorarea orarului orarului de zboruri. And in addition to air traffic control issues, as you can see on the screen, weather was a very important thing, and only air traffic control issues resulted 300,000 minutes of delays in Europe in June, July. Mm-hmm. Deci, ca să mă întorc la ceea ce am spus anterior, deci problemele legate de controlul traficului aerian au cauzat 300 de minute de rețineri a zborurilor. And weather was also a big factor in delays and cancellations this summer, because probably it's global warming, but there were a lot of storms around Europe, and that affected all airlines, including Wizz Air, and as you can see, it grew from 11% to 30% globally within the last decade. Și un alt factor esențial care a contribuit la reținerile zborurilor este natura, condițiile meteo, care vara aceasta a afectat serios situația din Europa și deci a afectat și operațiunile companiei Wizz Air, astfel încât de la problemele legate de factorii meteo-climatici de la 11%, precum vedeți pe ecran, din 2012 au crescut la 30% în 2023 pe glob. And finally, globalization is very good. It's very good because we can buy a lot of goods that are made in the US or made in China or made wherever in the world, we can travel. But when it comes to any hiccup in an important provider, then there's some big trouble. Deci, dacă vorbim despre globalizare, acesta este un fenomen desigur că bun, deoarece produsele noi putem să le cumpărăm oriunde în lume, fie China, fie Statele Unite sau oricare altă parte, dar în același timp afectează... So it affects, if something happens, it affects the whole globe. Și dacă totodată, dacă aceasta se produce ceva, atunci afectează iarăși la nivel mondial. And in July we had this crowd strike issue which paralyzed the whole world for a day or even more. Deci, de exemplu, în iulie am avut aceste greve care au paralizat zborurile, operațiunile de zboruri. And this affected, of course, Wizz Air as well. And this caused further delays and cancellations, unfortunately. Și desigur că Wizz Air a fost afectată de asemenea de aceste greve, ceea ce a dus la rețineri și chiar anulări de zboruri. So you can see that the environment an airline operates in is not easy these days, but we're doing everything we can to make sure that we fulfill our promises and we carry passengers on time safely from A to B. Deci, cum vedeți, situația nu este propice pentru companiile aeriene, dar totuși compania aeriană Wizz Air depune efort pentru ca să-și onoreze obligațiile și să transporte pasagerii de la un punct spre altul de destinație. Wizz Air has, as I said earlier, 224 aircraft today, but it will have 500 within 8 years. Deci, după cum vorbeam mai înainte, la momentul actual flota companiei constituie 224 de aeronave, dar compania tinde la o flotă de 500 de aeronave în următorii 8 ani. We have flown 375 million passengers since 2004, when the airline was established. Deci, pe o perioadă de 20 de ani de când s-a început operațiunile compania, deci am transportat 375 de milioane de pasageri. We announced over 50 routes, new routes, only this year.
Am anunțat deja despre deschiderea 15 rute anul acesta. And as you can see on the graph as well, we delivered on average a 25% annual growth, including COVID years as well, which is a remarkable achievement, not only with airlines, but I think with any other company. După cum vedeți din această diagramă, am avut posibilitatea să mărim capacitățile din an în an cu 25%, inclusiv și în anii de COVID. And now let's turn our eyes to Moldova. Și acum să revenim la Moldova. We have 8 routes currently connecting Moldova with 6 countries. Deci, la moment, avem de pe aeroportul Chișinău 8 rute care conectează Chișinău cu alte țări, 6 countries, 6 țări. Of course, we are flying to one airport and we carried almost 4 million passengers. Almost 4 million passengers. Și am, în această perioadă, am transportat aproximativ 4 milioane de pasageri, mai exact 3.8 milioane de pasageri. And as you can see, we connect a lot of routes, a lot of points in Central and Western Europe, and we will be shortly connecting Chișinău with Abu Dhabi as well. După cum vedeți, din schema de mai sus, conectăm Chișinău cu alte destinații din Europa și într-un timp foarte curând va fi și o nouă destinație spre Abu Dhabi. We've been operating in Moldova for more than 11 years and we are happy that we have 20% market share currently in the market. And we're even happier that 8 months this year we didn't cancel one single flight from to or from Moldova. Efectuăm operațiuni de zbor din Moldova deja de 11 ani. Suntem foarte bucuroși și onorați că 20%, adică o cotă de 20% din piața Moldovei este acoperită de compania Wizz Air. And this probably, și în ultimii, în ultimii 8 luni n-am avut nici o anulare de zbor. And I think this shows our dedication to Moldova that despite these difficulties that we encounter in the European aviation scheme, we make sure and we invested a lot of money and efforts into not cancelling flights. Și necătând la toate situațiile nesatisfăcătoare din Europa și din mediu, totuși ne onorăm obligațiile noastre și depunem, investim foarte mulți bani și eforturi pentru aceasta. And as you can see, our passenger numbers in the past 11 years, you can see that we've been growing steadily until COVID. Then in 2021 we came back pretty strong, and then the war in the neighboring countries and in the region limited our capacity again, but we're dedicated to adding more flights to Moldova and raising this number again. În acest grafic pe care îl aveți pe ecran, vedeți creșterea anuală de când operează Wizz Air în Moldova, adică de 11 ani. Vedeți creșterea cea mai mare în 2019, în perioada de pre-COVID, după aceea o cădere și începând cu 2021 creștere din nou. Desigur că războiul din vecinătate a afectat operațiunile, dar sperăm să revenim, să ne recuperăm capacitățile. And you can see that up to date we carried over 300,000 passengers, so from January until now. So I hope, and the year is not and has not yet ended, so I hope we will be able to surpass last year. Deci, după cum vedeți din ultima parte, în acest an financiar compania a transportat deja 302.000 de persoane, dar anul nu este încheiat, deci sperăm pentru o creștere și mai mare. So just to make sure that we see the numbers as well, it was July when we had to cancel some flights, but during 8 months, 9 out of 8 months, we didn't cancel one single flight.
And July cancellations were mainly due to air traffic control and weather issues in Europe. După cum vedeți, dacă vorbim de acest an, atunci observați o scădere în luna iulie, care s-a datorat problemelor legate de controlul traficului în august, iulie. Dar după ce a revenit și în ultimele 6-8 luni n-au mai fost careva anulări de rute. And we put, as I said earlier, a lot of money and an effort into making our operations resilient. Deci depunem efort și bani pentru ca să asigurăm reziliența. We optimized our schedules because we know and we accept that, well, we don't like that air traffic control is a bottleneck, but we accept, for example, weather disruptions. So we try to create a schedule that is stable enough that we can keep it and we don't have to delay or cancel. Deci încercăm să creăm un orar astfel încât aspectele legate de vulnerabilitățile controlului traficului și aspectele legate de condițiile meteo să nu afecteze semnificativ zborurile și să nu mai avem anulări sau rețineri. We invested heavily into crew. And we invested heavily into spare aircraft. Spare aircraft means that if an aircraft has to go to the shop, has to be repaired, and we have an additional aircraft which we can put into operations and we can fly. So we invested a lot of money into crew and aircraft. Deci am investit mulți bani în echipaje și în aeronavele de rezervă. Ce înseamnă aeronavă de rezervă? În caz că o aeronavă se defectează și trebuie să se întoarcă la bază pentru reparație, atunci imediat este înlocuită cu altă aeronavă pentru a efectua zborurile. Because we love to fly, this is our business. We love to fly passengers, so it's not good for us either if we need to cancel or if we are delayed. So it's very important for us that passengers get on time safely from A to B. Este foarte important pentru noi ca companie aeriană ca să nu existe anulări sau rețineri. De aceea depunem eforturi ca pasagerii să ajungă tot timpul în condiții sigure la destinația lor. And now, ta-dam! The great announcement of today is that we are reopening our Moldova Bay, our Chișinău base on a temporary basis, and we're adding 8 new routes to the Chișinău network. Și acum anunțul minunat pe care toți îl așteptau este că compania Wizz Air redeschide temporar, în condiții temporare, baza aeriană de pe aeroportul Chișinău și completează rutele existente cu alte 8 rute noi. We will have, together with the existing routes and the new routes, we will have 16 routes to 16 destinations in 9 countries. Deci, împreună cu rutele existente, 8 la număr, și cu cele care se vor adăuga 8 noi, în total vor fi 16 rute spre 9 țări. And we are extremely happy that we can restart our operations in Moldova because we are dedicated to Moldova. We still have a lot of Moldovans working for us in our other countries. So we sincerely hope that they will also be able to return home and work from home. Și suntem bucuroși că ne întoarcem înapoi în Moldova pentru că suntem legați strâns de Moldova, avem cetățenii ai Moldovei care lucrează pentru noi în alte țări și este foarte bine să ne întoarcem acasă. So we will be opening the base in December and we will add these new routes in December and I will shortly tell you which routes. Deci baza aeriană se va deschide în luna decembrie și aceste 8 rute noi despre care am vorbit de asemenea și vor începe în decembrie. We will be market leaders again in Chișinău with 27% market share. Deci din nou ne vom restabili poziția de lider pe piața Moldovei cu 27%. Cu 27% din cota din toate operațiunile. And as we discussed before the press conference with Mr. State Secretary,
We're happy to transport Moldovans, of course, anywhere, but we're equally happy to support the local economy and the local tourism economy, the tourism sector, by bringing foreign tourists into Moldova. And I think that these new routes, together with the 8 existing routes, will be a good mix of routes, both for Moldovans flying in and out of Moldova, and also welcoming more tourists finally back to Moldova. Deci, după cum am vorbeam cu domnul Pascaluță mai înainte de această conferință, noi desigur că ne bucurăm să transportăm pasagerii din Republica Moldova oriunde spre oricare destinație, dar suntem bucuroși de asemenea să contribuim la economia țării, la sectorul de turism și să aducem și alți pasageri din alte țări spre Moldova, astfel că acum rutele vor fi un fel de mix dintre pasagerii moldoveni care zboară spre alte țări, spre alte destinații, precum și din alte destinații spre Moldova. And one second, and I'm showing you the routes. So we will be flying, we will be adding routes to Germany, Italy, Paris, and France. Mm-hmm. Deci, după cum vedeți din prezentarea pe ecran, vom adăuga rute cu direcția Germania, Italia și Franța. And Belgium, Brussels. Și Belgia. We will have convenient twice per week, three times per week frequencies. Deci zborurile vor fi efectuate cu o frecvență de 2-3 ori pe săptămână, după cum vedeți. I think the lowest fares speak for themselves, so they will start at $24.99 and $39.99. După cum vedeți, am afișat și prețurile, sunt foarte competitive, după cum vedeți, încep cu 24 de euro 99 de cenți. Până la 39 de euro 99 de cenți. And flights are on sale now and will be starting from the 16th and 17th, 18th, 19th of December, so middle of December, before the holiday season. Și deci tichetele. Yes. Deja pot fi procurate de pe site-ul companiei. Și rutele vor începe, după cum vedeți, începând pe 16 decembrie 2024. So we hope that all with these routes we can serve Moldovans visiting their families, their friends in Europe. We serve them coming home, visiting the families for the holiday season. And of course I hope that the people living in these destinations will finally taste the good Moldovan wine and fly to Moldova. Deci aceasta va acorda pasagerilor posibilitățile să-și viziteze familiile sau prietenii în Europa în perioada aceasta de prima răgătoare de vacanțe de iarnă, precum și pentru turiști să vină în Moldova sau cetățeni moldoveni să se întoarcă înapoi în Moldova, pentru că Moldova este renumită pentru vinurile ei și este o ocazie pentru a le gusta. So this is the new map, which shows the older, the already existing routes, and with pink, the new routes. Și acum aveți reprezentarea unei hărți pe care vedeți rutele existente, plus la care se mai adaugă și rutele evidențiate cu roz, cele noi. It looks better. It looks better. No, it looks better, much da, better. După cum vedeți, acum arată mult mai bine. So, mulțumesc. This was my presentation and I'm happy to take questions after the State Secretary's speech. Vă mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost prezentarea mea și aștept răspunsurile voastre după ce domnul Pascaluță își încheie prezentarea. Da. Mersi, domnul Sergiu. Dragă Andreas... Secundă, dați transferăm toate. Ok. Dragă Andras, stimați cetățeni, stimați pasageri, aeroportul internațional Chișinău.
Astăzi am auzit noutăți extraordinar de bune în tot ceea ce privește conectivitatea și posibilitatea cetățenilor noștri de a explora capitalele europene și de a-și vizita rudele și inclusiv pentru diaspora noastră numeroasă de a reveni acasă, de a-și vedea rudele din Republica Moldova. Dragă Andras, mulțumim și bine ai revenit pe Aeroportul Internațional Chișinău. Redeschiderea bazei operaționale pe Aeroportul Internațional Chișinău. Ce presupune acest fapt? Asta dă dovadă de o încredere clară din partea operatorilor internaționali că Aeroportul Internațional Chișinău își valorifică tot potențialul și noi mergem de comun spre creșterea încrederii operatorilor aerieni pentru a asigura conectivitatea cetățenilor noștri cu orașele europene. Am să reiterez ceea ce au zis colegii de la UIS. Deci, deschid 8 noi rute, 16 rute în total spre orașe din Uniunea Europeană. Și avem Dortmund, Memmingen, Berlin, Nuremberg, Bologna, Verona, Brussels și Paris. Pentru Brussels, personal îți mulțumesc că avem multe deplasări și este un punct destul de important, special, în special acum. Deci, aceste rute nu doar că vor facilita conectivitatea pentru cetățenii noștri, dar vor aduce și prețuri avantajoase și mai multe opțiuni de zbor. Una dintre prioritățile Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este dezvoltarea Aeroportului Internațional Chișinău și atragerea a cât mai multe companii aeriene. Astfel, în ultima perioadă, aproape 10 companii au venit sau au revenit pe aeroportul nostru, ceea ce confirmă nu doar siguranța spațiului nostru aerian, dar și faptul că piața noastră este într-o continuă expansiune. Reprezentantul Wizz Air arăta creșterea semnificativă pe care a avut-o compania în perioada post-COVID. Dragă Andras, vreau să zic că și Aeroportul Internațional Chișinău are o creștere destul de mare în această perioadă. Și astfel, anul acesta, am înregistrat o creștere cu 39% față de aceeași perioadă ca și anul trecut. Deci, aceste cifre demonstrează că suntem pe drumul cel bun și că sectorul aviației civile din Republica Moldova se dezvoltă rapid. Pentru pasageri, noile rute înseamnă mai multe oportunități de călătorie, iar diaspora noastră va avea acces mai facil să revină acasă. De asemenea, consolidăm legăturile țării noastre cu destinațiile importante din Europa. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru susținerea continuă. Suntem dedicați să continuăm acest parcurs de succes, dezvoltând infrastructura și conectivitatea Moldovei cu Europa și întreaga lume. Vă mulțumesc! Vă mulțumim la toți! Sunt careva întrebări? Dacă nu sunt careva întrebări... Da, eu am o întrebare. Irina Ciobor, postul de televiziune OANTV. Să ne spuneți care a fost necesitatea de deschiderea acestor 8 rute noi? Numărul mare de pasageri sau oamenii se vindeau foarte repede bilete. Ce a fost la bază? Adresați-o domnul Andraș. What was the necessity to open these routes? It because the demand was high, or the possibility to fly to other destinations because the prices are low? Okay, so we are always assessing a lot of routes which we could open and start flying. So we have hundreds of routes in our pockets which we are looking into. Based on different criteria. Deci noi avem, de fapt, compania are un pachet de rute posibile pe care le analizează de fiecare dată și... But why you... We make our decisions based on different factors. Și de obicei compania face, ia o decizie bazată pe mai mulți factori. It's important that we serve the communities we fly to. Este important ca noi să oferim servicii comunității în care zburăm, în care avem rute. So if we look at this map, I think it shows that we are trying to serve the Moldovan community by connecting
the dots and connecting the diaspora with the country. Deci, după cum vedeți din aceasta, noi ne angajăm ca să conectăm Moldova cu alte destinații din Europa și să dăm posibilități comunității moldovene să călătorească totodată și diasporii să vină acasă. There's always a financial side, of course, of the equation as well. De asemenea, este și factorul financiar în toată această ecuație. At both ends of the route. La ambele capete a zborului. And if you look at Abu Dhabi, I think it's a clear sign that GDP is growing in Moldova. People are able to spend more money and they can travel more on leisure as well. Și dacă vorbim despre această destinație spre Abu Dhabi, deci ne conducem după factorul că posibilitățile financiare a moldovenilor cresc și în viitor pot să se deplaseze și pentru odihnă, adică și pentru călătorii de plăcere. So it's a mix of factors that influence the opening of a route. De obicei, este un mixaj de factori care influențează deschiderea unei rute. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim la toți pentru prezență. Mulțumim frumos! Mulțumim!